Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Jocurile olimpice sunt încercarea supremă pentru orice sportiv. S-a ajuns la Jocurile olimpice de iarnă, dovedește calitatea și valoarea unor oameni care și-au depășit limitele în sporturi foarte grele. Săriturile cu schiurile, bobul, hockeyul, schiul alpin sau patinajul viteză își vor desemna campionii la Beijing. Din 4 februarie 2022, cei mai buni sportivi din 15 discipline vor lupta pentru glorie și medalii. Raluca Strămăturaru este principala speranță a României. În 2018, sportiva din Sinaia a terminat pe locul 7 la Sanie și speră că la Beijing să îmbunătățească această performanță. Atât pentru moment, eu sunt Maria Șerban și vă invit să vă bucurați de sportul de calitate din această iarnă. Numai bine, pe curând!